Dacă aveți întrebări cu privire la subiectul care s-a discutat astăzi în ședința închisă, Banca Națională a prezentat concluziile primei faze de investigații, investigațiile preliminare efectuate de compania Kroll. Concluziile preliminare au fost prezentate guvernului, noi am emis și un comunicat de presă astăzi. Este evident că în 2012-2014 au avut loc niște acțiuni din partea unui grup de persoane pentru a prelua în mod ascuns controlul asupra acestor trei bănci, iar ulterior, de asemenea, prin acțiuni ascunse, de a maximiza volumul creditelor acordate, mascând aceste tranzacții suspecte prin operațiuni care se pară ordinare. De asemenea, compania Kroll a recomandat continuarea investigațiilor, adică o a doua fază a investigațiilor, în care să fie urmărite individual tranzacțiile suspecte, adică fluxul mijloacelor financiare până la destinația unde au ajuns ele, pentru a identifica fondurile deturnate, pentru a identifica persoanele beneficiari finali a acestor fonduri deturnate și, cel mai important lucru, pentru a întreprinde măsurile necesare pentru recuperarea fondurilor deturnate. Cum am comunicat astăzi dimineața, desigur, această a doua fază de investigații va dura ceva timp, nu poate să fie obținut în câteva săptămâni o informație detaliată cu privire la tranzacțiile internaționale, mai ales care loc tranzacții transfrontaliere, dar aceste acțiuni, această investigație va fi foarte utilă pentru identificarea beneficiarilor finali a fondurilor returnate, ca ulterior organele de anchetă din Republica Moldova să întreprindă acțiunile legale pentru pedepsire conform legii acestor persoane. Raportul a fost de asemenea furnizat organelor de anchetă din Republica Moldova și sperăm că acest raport o să fie util în investigațiile lor. Trei întrebări, dacă aveți. De ce nu sunt... compania Kroll va continua? Noi nu am spus acest lucru și nu este vorba că nu va continua compania Kroll. Această companie a lucrat foarte bine și a întocmit un raport foarte bun. Noi vorbim despre o nouă licitație pentru la care vor fi invitate companii internaționale cu renume, inclusiv Kroll, pentru a fi selectată compania pentru faza a doua. De ce licitații? Pentru că aceste servicii nu sunt ieftine și doar printr-o licitație vom putea obține un preț mai bun pentru a avea cost-beneficiu din această a doua fază a investigațiilor. O precizare, când va începe? Noi suntem în procesul de definitivare a caietului de sarcini pentru a invita companii internaționale cu renume de a participa la acest concurs. Scopul nostru este ca până la mijlocul lunii mari, mai a treia săptămână a lunii mari, mai să avem fie concursul într-o fază avansată, fie compania deja selectată. Domnule Răguțean, spuneați de un grup de persoane care ar fi făcut tranzacții și ar fi acordat aceste credite dubioase. Din ce mediu fac parte? Adică nu ce nume, dar cine ar fi fost interesat? În concluziile companiei Kroll, acest grup de persoane poate fi împărțit în câteva categorii. Este vorba de acționari ai băncilor, este vorba de managementul băncilor și este vorba și angajații băncilor și este vorba de administratori și fondatori ai companiilor care au obținut credite care în volume mari, care ulterior s-au datorat a fi suspicioase sau chiar au cauzat pierderi băncilor. Sunt și nume în raportul Kroll? Raportul Kroll are
o serie de persoane fizice și juridice identificate. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că în cadrul acestei investigații compania Kroll nu aduce acuzații din punct de vedere a legislației. Sunt niște concluzii în baza probelor pe care le-au obținut experții. Sunt niște concluzii profesionale, doar organele abilitate de anchetă și instanțele judecătorești pot să afirme dacă o persoană este sau să acuze și să afirmă dacă o persoană sau alta a încălcat legea. Prin urmare, chiar dacă în raportul companiei Kroll sunt enumerate nume de persoane fizice și juridice, ar trebui să le tratăm cu prudență, adică să nu le luăm ca fiind niște acuzații aduse de cineva în adresa altor persoane. Despre câte persoane este vorba? Sunt zeci de persoane în acest raport. Această investigație a stabilit destinația finală a acestor bani, țările care au fost transferate această sumă de bani? Dumneavoastră știți că această investigație preliminară a fost inițial planificată pe o perioadă scurtă de timp, de 4 săptămâni. Într-o perioadă atât de scurtă, nimeni nu poate să facă minuni și să identifice în detaliu fluxuri de fluxurile financiare, dar bineînțeles chiar și în partea această primă fază a investigațiilor este clar că au fost implicate companii din diferite țări. Deci nu doar din țări din Republica Moldova, dar din diferite țări. N-aș fi vrut să aduc nume pentru că nu este atât de important acum. Nu contează că o să spunem că țări din est, din vest, țări din Uniunea Europeană sau țări offshore. Ele, de fapt, toate sunt regăsite în această listă. Va fi publicat raportul? Angajamentul contractual cu compania Kroll, Banca Națională poate publica acest raport doar cu permisiunea scrisă a companiei Kroll. Scopul cel mai important a acestei investigații nu a fost de a scrie un raport și de a-l face public. Eu sper că actorii acestui proces o să reușească în timp să dea anumite informații. Trebuie să înțelegeți că în urma investigațiilor se obține multă informație sensibilă, sunt enumerate nume de companii, nume de persoane care nu neapărat au încălcat legea, doar că au fost văzute cumva în anumite circunstanțe în aceste tranzacții. Prin urmare, informația este foarte sensibilă și pentru a nu crea niște acțiuni, hai să spunem, care ar periclita investigațiile ulterioare și ancheta care se derulează în Republica Moldova, raportul deocamdată nu este făcut public. Asta nu înseamnă că la un moment dat, la momentul oportun, informația nu va fi publicată oficial de către Banca Națională. Și mă rog, o ultimă întrebare, că dacă nu aveți, vă mulțumesc mult, la revedere!